Astăzi este sâmbătă, 9 iunie 2012 și mă aflu în compartimentul porumbeilor de zbor, aparținând vicecampionilor naționali, frații Bogdan și Dan Răzvan din localitatea Cornu, județul Prahova, filiat la UCPR în prezent. Bună seara, Bogdan! Bună seara! Cu asta am abilitatea la tine să-mi spui și mie câteva cuvinte despre unii dintre campionii tăi, da, pe care ai dorit să-i prezinți acum câteva cuvinte. Da. Acum, deci avem aici acest gust boțat. Da. Un porumbel de 2011 care promite foarte mult. Să sperăm că anul acesta o să obțină un podium național, ca și Sușă, da. Deci originea lui. Are 50% gust cristian, deci acea origine recunoscută și pe plan mondial, deci un porumbel promițător, iar 50%, restul 50% are Venstra, Peter Venstra. Am înțeles. Apoi mai avem alt mascul, da. 18725 de 2009, care are în urmă cu 40 de puncte. Ca și origine are Marc Medard și Banlon. Banlon este, el este un nepot din campionul domnului Nicu Bizdegheanu la viteză. Apoi avem alt mascul aici promițător. Anul trecut a fost în expoziția națională FRSC cu 98 de puncte capui. Anul acesta are în 4 etape cam undeva la 50 de puncte. Să sperăm că o să și îmbunătățim. Da. Și mai avem alt mascul aici. Acest soldat de 2010 are în 4 etape undeva la 60 de puncte. Să sperăm că anul ăsta o să scoată mult mai bun punctajul. Anul trecut a avut normă de 80 de puncte la viteză. Iar în dreapta, aici, da, în dreapta noastră, campionul de anul, vicecampionul de anul trecut la FRSC cu 7 puncte. Anul trecut a avut rezultate foarte bune. Anul acesta are în 4 etape undeva la 60 de puncte. Să sperăm că o să obțină cât mai bune rezultate, iar ca origine tot cu Cristian 70%, iar pe partea mamei este Blizzard. Am înțeles, da. Cam ăștia ar fi porumbeii. Și mai avem o femelă în compartimentul acela, jos, da, boxă. A doua boxă de, da, de jos, da. Are în urmă cu 26 de puncte. Ca și origine este din linia domnului Nicu Bizdegheanu, Silver Toie. Da. O porumbiță tânără de 2011. După cum vedeți, porumbeii sunt la natural. Exact, voi zburați porumbeii la natural? Da, porumbeii se zburați la natural. Și Bogdan, cresc pui în timpul sezonului? Scoateți și pui din acum, ei? Acum, momentan, ei nu mai cresc nimic. Sunt pe ouă de plastic. Pe ouă falsă, da? Da, da, ouă false și așa îi concurăm noi. Deci porumbeii nu sunt foarte, foarte motivați, iar la alimentație încercăm să ținem cât mai natural. Nu folosim chimicale și tot felul. Cât mai natural, ceaiuri, recuperări și așa mai departe. Deci nu încercăm să-i ținem... Am înțeles. Fără să îi solicităm prea tare. Perfect. Și eu zic că avem rezultate foarte bune în condițiile acestea. Thank you.
Thank you.